Acest program a fost mai curajos decât alte linii de finanțare pe care le cunosc și s-a focusat foarte, foarte mult pe impact la nivel local. În Măgura Zimbrilor am înființat un laborator de inovație. Asta înseamnă multe triburi care acum lucrează pentru natura sălbatică, de la oameni de tehnologie la oameni de design sau arhitectură, iar împreună am construit mecanismele ce susțin natura sălbatică. Câteva sute de persoane au lucrat cot la cot cu noi și oamenii locului în Măgura Zimbrilor pentru a pune pe picioare o stație de cercetare și un program de cercetare care continuă an de an. Programul de vizitare din Măgura Zimbrilor a fost construit de la zero, mulțumită infrastructurii pe care am reușit să o creăm în cadrul acestui proiect. Pentru noi, coordonatorii programului Elvețian, Fundația de Parteneriat, au fost niște mentori ce s-au adaptat și ne-au sfătuit cum să reacționăm când lucrurile nu mergeau. Niciodată nu merg lucrurile așa cum le-ai ție imaginat acum un an sau doi când ai scris proiectul. Ce a urmat este că acum România, Măgura Zimbrilor, este pe harta globală de inovație. La un an de zile după terminarea proiectului, România este unul dintre membrii fondatori ai Panda Labs, care e o inițiativă globală de inovație pentru natura sălbatică.